Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 25 octombrie 2020. Ispita compromisului. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale. Iuda 24. Alegeți prieteni care să-ți respecte convingerile și valorile. Altfel vei ajunge sub presiunea compromisului pentru a-ți putea păstra prietenia. E un preț prea mare de plătit. Iosif a spus nu provocărilor venite din partea soției șefului său, iar noi putem învăța destule din această istorisire. La locul de muncă sunt oameni care vor apăsa fiecare buton și care vor sonda fiecare slăbiciune pe care o ai pentru a te face să cobori la nivelul lor. Și dacă vor reuși, ei te vor ataca în loc să te aprecieze. Ce trebuie să faci tu? Întoarce-te la Dumnezeu ca să te ajute. Dumnezeu nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Scrie în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Când cineva încearcă să-ți compromită caracterul, Dumnezeu promite o cale de scăpare, ca să nu fii nevoit să cedezi în fața ispitei. Chiar dacă decizia ta va face să fii penalizat, înstrăinat sau eliminat, cere-i lui Dumnezeu curajul să faci ceea ce este drept. Promisiunea sa pentru tine este aceasta: voi cinsti pe cine mă cinstește. 1 Samuel, capitolul 2, versetul 30. Ține minte, e mai bine să fii singur și să umbli cu Dumnezeu decât să cedezi ispitei, să încalci cuvântul său și să-ți compromiți convingerile doar ca să te aliniezi pentru a fi acceptat. Când îți păstrezi coloana vertebrală și faci binele, aduce onoare și glorie lui Dumnezeu. Iuda scrie în finalul epistolei sale: iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin.